Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tânără domnișoară sau doamnă milionară, moștenitoarea companiei germane BASF. BASF. BASF, mă scuzați, de la ce vine? Erau casete. Da, benzi de magnetofon și niște chimicale, da. Chimicale, dar de la ce vine BASF asta? BASF vine de la, spun imediat tu zi acolo, că eu caut și vă spun într-o pronunție perfectă. Deci, de la doamna ce vine? Sau domnișoara a anunțat că renunță la toată averea ei pentru că nu o merită. Cum să faci așa ceva? Da, mă, unii chiar nu merită, adică, serios. 25 de milioane de euro. Renunță. Serios? Da, mă. O cheamă Marlene Engelhorn. Câți ani are? Pe bună dreptate, așa o cheamă. Are 32 de anișori. S-a convins că nu face bine ce face. Da, a făcut un comitet care va decide ce se va întâmpla cu cele 25 de milioane de euro pe care le-am moștenit. Cât? 25 de milioane de euro. Așa puțin? Serios? Adică la nivelul ăsta mi se pare jenant. Trăiește la Viena. A declarat de mai multe ori în ultimii ani că nu îi se pare corect să aibă atât de mulți bani pentru care n-a făcut nimic și că, de fapt, banii nu o fac fericită. V-am zis că unii nu merită. Nu, dar ăștia, că vezi, toți bogătași ăștia, o razna ori într-un se, ori nu mai lasă ei copiilor, ori copiii nu mai vor, iată, cazul de față. Deci s-au banii n-aduc fericirea, e clară situația. Tot măcar să încercăm. Ce-i prostia asta? Bă, da. Banii sunt, din punctul ăsta de vedere, sunt din, eu cred că sunt ca șprițul. E mai bun dacă e mult și e gratis. Așa și cu moștenirea. Cum adică? Cum să nu meriți 25 de milioane de euro? Găsești un motiv, fă ceva. Nu sta. Gândește-te, inventează ceva. Badische Anilin un soda fabric. Asta este BASF. Deci fabric, am înțeles. Badische Anilin un soda fabric. Perfect. Cum funcționează comitetul? Deci am spus că se face un comitet și comitetul va decide ce se va întâmpla cu cele 25 de milioane de euro. Așa. Comitetul. 50 de persoane alese aleatoriu. Pe baza 10.000 de scrisori de invitație. Dintre persoanele care răspund afirmativ, sunt alese cele 50, plus 15 de rezervă. Toate trebuie să locuiască în Austria, să aibă peste 16 ani. A, deci asta s-a țăcănit pe partea asta de altă organizare. Acest comitet se va întruni la Salzburg timp de 6 weekenduri, din martie până în iunie. Ești, bă, te juc de hod. Nu, ori Caterinca. Banii ei, presupun că știi ce scurcă la Salzburg. Nu vreau astea 25 de milioane, e prosteală. E cea mai mare fabrică de chimicale din lume. Sau din Europa, da. BASF. Uh-huh. 25 de milioane, nici nebun, înseamnă că i-a mai dat pe niște conturi. Asta e o virgulă, i-a rămas... Nu, și nu îi vreau, dar uite, și o să fac ceva simplu, să-i donez, pentru asta avem nevoie de următoarele. Aveți ceva de scris și două ore? Uite, facem un comitet, trimis 10.000 de... Dar cum o fi inventat mecanismul? Poate fondul de moștenire e de 25 de milioane. Fiecare membru al Consiliului primește o diurnă de 1.200 de euro pentru fiecare weekend. Băi, dar nu putem falsifica, ne începem să falsificăm, că avem și noi sediul la Austria. Alea 25 de milioane după, după procedură. Spălare de bani. Da, și a spus că păstrează pentru ea doar o mică parte din bani ca să se poată întreține. Până ia o decizie cu privire la viața ei profesională, dânsa este activistă implicată în proiecte de justiție sociale și... Da, am înțeles, că trebuie să trecem cu asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.